Aproape 400 de șomeri înregistrați în evidențele AJOFM Hunedoara și-au găsit un loc de muncă pe parcursul lunii trecute, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă. Cele mai multe persoane angajate sunt cu studii liceale, însă au avut noroc și cei care au absolvit o facultate. Reprezentanții AJOFM pun în continuare la dispoziția șomerilor cursuri de formare profesională, care să le faciliteze integrarea pe piața muncii. Luna septembrie a fost una de bun augur pentru aproape 400 de șomeri hunedoreni care au reușit să-și găsească un loc de muncă, sprijiniți fiind de AJOFM Hunedoara. Din numărul total de persoane care au fost angajate luna trecută, mai bine de jumătate sunt femei, iar cei mai mulți dintre angajați provin din mediul urban și 30 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. AJOFM Hunedoara vine în continuare în sprijinul șomerilor aflați în căutarea unui loc de muncă, oferindu-le posibilitatea de a se înscrie la cursuri de formare profesională. Până la sfârșitul acestei luni, dorim să demarăm 4 programe de formare profesională și persoanele care sunt interesate, noi de regulă comunicăm peste tot, pot să se adreseze la agențiile locale din raza de domiciliu a fiecăruia. Avem montatori panouri solare la Petroșani. S-a cerut acest curs, a mai fost organizat, dar îl reluăm. Avem un curs de limba engleză la Orăștie, competențe în limba engleză. Noi organizăm aceste cursuri în funcție de solicitări. Câte trebuie să fie minim? 14. Fiecare persoană care își depune dosarul de șomaj primește un chestionar în care este întrebat ce curs vrea să facă. Asta ca să răspund unor eventuale întrebări de ce faceți engleză la Orăștie sau montator panouri la Petroșani. Sigur că înainte de a demara un curs analizăm foarte bine, pentru că noi avem ca și target să angajăm jumătate din persoanele care absolv un curs. La DEVA demarăm un program de antreprenoriat și la Hunedoara un program de infirmieră.